Campionilor, am spus că nu ar fi o idee rea să începem vlogul de la intrare din Borsec. Tocmai am coborât dinspre Cluj și suntem la locul de unde de obicei facem pauză când plecăm spre casă. Toate lucrurile sunt bune, excepție că afară plouă. Mâine e soare și poi mâine e soare. Să vedem dacă e și curat în pădure, să nu fie foarte multă mizerie. Și până atunci, haideți cu mine pe drum. Ne întâlnim cu stafful în curând de la Pipirig și pregătim, sper, cel mai frumos prolog. Dacă avem urmăritori din Borsec, lăsați comentariu în partea de jos. Foarte mult, nu mai avem aproximativ 67 de kilometri. Așa cum speram, se pare că aici la Pipirig nu prea a plouat. Și dacă a plouat, a plouat de vreme, de dimineață și pare totul destul de uscat. Pentru cei care încă nu ați fost, de la biserică se face stânga și se continuă pe drum până se termină asfaltul. Ora 11, chiar dacă mare lucru nu se vede, am ajuns la cazare. Locație superbă de-a dreptul. Deci este un pian nefolosit. Avem afară tot ce trebuie. În interior la fel, numai nu știu cine o să utilizeze. Avem o bucătărie super spațioasă. Avem un living cu sală de mese, cu high ceiling, șemineu, niște scări superbe de dreptul. Două băi și așa mai departe. Washpoint, prima oprire. Banii a luat. Începem cu prespălarea. Este un jet aici la spălătoria asta, că iei jos vopseaua. Prespălarea activă reprezintă, văd, un pic de jet cu umă. Cluj ne-a plouat de ne-a rupt tot drumul, numai pe ploaie am venit. S-a oprit chiar când am ajuns în Pipirig. Bineînțeles că spuma pe partea opusă. Am spălat și pe jos. Dacă cumva aveți vreodată drum prin zonă, Washpoint vă recomand. Neam Stârgu Neamț găsiți spălătorile astea, sunt ale unui prieten bun de la Târgu Neamț, vorba aia. Mizerie. A stat destul spuma. Îi dăm presiune turbo. Să vedem cât de tare e presiunea asta turbo. Exact ce trebuie. Campionilor, până și polish de strălucire i-am dat. Cu 10 le-am spălat după de m-am săturat. Haideți să mergem la Pipirig. Thank you.
acesta este chiar traseul pe care vor veni toate clasele. A, B, U, au și veteranii separat o singură buclă unde intenționez să ajung acum cu PU. Cum se vede, e super, super bine marcat. Nu știu dacă ai cum să te pierzi. Prima dată marcajele și a doua oară sunt... este trasa. Vedeți cum se rulează. Aici ai staful, salut băieți! Foarte liniar, cursiv. Aici. Coborâm după aia pe jos. Noi coborâm jos după aia. Că aici e cel mai greu. Nu lăsăm aici motorul. Că de aici dai încet după aia, așa, la scurt timp. Tot hai să urcăm mai sus. Da, mai bine acolo, hai. E mai ușor să plecăm noi după aia. Nu-i place doi.
hobby. Extraordinar! Uitați-vă la ei ce fac! Scuze, mersi. Unde duci? Aici jos. Da, ce frumos e la pipiri. Alunecă pietrele astea, wow! Nu-mi pare rău că am pus anvelopa nouă pe față. Stăm ușor după un băiat, că nu vreau să-l presez de la git. Plimbam și poate mai prind o urcare, două, unde să stau să mai filmez. Știu că este un pârâu la vale. Deci, ok. Păi și noroi tare și... Dar dacă... Aici, nu prea suflă vântul. Hop. Scuze, colegul! Nicio problemă, eu m-am oprit prea brusc! Am avut grijă la ăla din față! Thank you.
noroiul, nu se înțeleg. Dacă în discuție intru un pic de piatră sau rădăcină, mergeți aproape ca și pe uscat, fără exagerare, să vă spun sincer. Ne oprim aici un pic să facem niște cadre și pe urmă continuăm mai departe.